are 4 jocuri pe teren propriu, din cele 9 care se joacă. Da. Deci ultimele 4, ultimele 5 echipe din clasament au 4 jocuri acasă, 5 în deplasare. Pe când cele din față au 5 acasă și 4 în deplasare. E un handicap pentru ele și Dinamo trebuie să adune puncte, ia puncte neapărat în deplasare ca să poată spera să ducă la baraj. La baraj cu tot respectul pentru Liga a doua, dar la baraj cred că nici eu... Dumneavoastră vorbiți acum de Dinamo realistic, lăsând ironiile deoparte, vedeți Dinamo la baraj? În clipa de față? Da. Dinamo la baraj, în clipa de față, ar fi o soluție foarte bună. Înseamnă că... Păi nu stați, hai să vedem lucrurile clar. Au și 3-4 puncte mai puțin decât echipele care sunt în afara barajului, nu? Și jocul nu spune mare lucru, nu spune chiar nimic. E adevărat. Să spunem că organizarea care o aduce Dușan Nurin și, eu știu, ambiția jucătorilor și totuși ambiția jucătorilor. Eu asta nu înțeleg. N-ai puțin ambiție să arăți lumii că dacă Dinamo ar rămâne Liga 1 mai departe dacă fără baraj... Dacă nu au avut acum, domnul Dinu, crezi că o să aibă în al 12-lea ceas? Știu, dar măcar așa. Cum îl vedeți pe Ganea după 13 ani? Pentru că dumneavoastră l-ați avut la Rapid. Am lucrat 6 luni, dar ne cunoaștem bine. Da, este un personaj special. Este... A fost un jucător foarte bun, un jucător de echipa națională, care, eu știu, calitatea, spunem, nu l-a dat afară tehnica din casă, dar, în schimb, a fost un atacant care a tras de el. Era un pericol orice întâlnire între el și un apărător central, cât de mare era, de masă, puternic era. Era 2-1 se întâlnea și nu cădea. Deci, nu, a fost în regulă. Un jucător de echipă, uneori prea mult pentru echipă, pentru că mi-aduc aminte o finală de cupă cu Steaua, în 99, când făceam eventul, a fost un jucător, a greșit și am lăsat să câștigăm 2-1, am intrat în prelungire 2-2 și am pierdut la penalti și a fost foarte supărat atunci. A luat atitudine în vestiar. Și cum? Cum? Haideți, domnule. A luat atitudine pe joc în vestiar, îți dai seama. În stilul lui așa, agresiv. Mircea Lucescu și cu mine ne-am retras și l-am lăsat să facă ordine. Păi da, merita și să facă ordine. Jucătorii, sigur, unii era greu, unii n-agreau. Nu să vă amuzați cu Mircea Lucescu. Nu ne amuzam, eram supărat că am pierdut. Dar și cu Ganea e un antrenor care, dacă găsește un colectiv care să-l poată înțelege... Credeți în el ca antrenor? Azi ne-am ce a făcut la voluntari. V-am și pe la Rapid, mi-aduc aminte câteva meciuri bune. Spun că poate la Dinamo acum n-ar fi fost rău să fie la un moment dat antrenor Ganea în situația actuală, pentru că jucătorii au nevoie de cineva care să fie extrem de autoritar în momentul ăsta. Urin este autoritar. Să sperăm că poate și comunica cu jucătorii, să sperăm că va putea comunica cu ei. Deci dumneavoastră credeți că Ganea ar fi mai bun comunicator decât Urin? Nu știu, Ganea are această forță să domine vestiarul prin fel de mijloace și eu zic că n-ar fi fost o idee rea la un moment dat să fie și Ionel Ganea încercat în această postură. Că Dinamo încerca, Dinamo autobus antrenorii. E adevărat, aveți dreptate. Fiecare tabă, am citit la noi, la Prospod, am citit că pun antrenori când unii când alții, în funcție de cui vine rândul. Așa este. Deci dacă e adevărat ce spune el cu vestiarul, cu problemele astea care se întâmplă acolo... Se implică, se mai implică suporteria, adevărat, știu și eu. Da. Nu cred că la Barcelona, în acel grup socios, intră și ceartă pe Messi când joacă prost. Nu știu. Sigur, suntem în fața de început, noi suntem în fața de pionierată al implicării suporterilor cu acționariatul unui club, dar... E bine să înțeleagă, am mai spus de la trecută noi aici, e bine să înțeleagă suporterii că trecerea din tribună, din peluză, direct în birouri, nu e așa de simplă. Și mulți jucători să înțeleagă asta, că trecerea pe gazon în birouri sau în staff, în conducerea clubului, trebuie făcută cu grijă. Asta nu este un atuc. Am fost jucător la echipă și trebuie mai să lucrez aici. Asta nu este o condiție necesară. E posibil că, mă rog, Ionel Ganea este director tehnic la Călăraș. Da. Dar nu a mai prins un contract de mai mulți ani. Și vreau să vă întreb, credeți că este cumva atitudinea lui prea directă, prea dură și se feresc conducătorii? Se feresc și conducătorii de el, pentru că nu prea poți să-l duci cu vorba de multe ori. Și atunci prefer un antrenor mai docil, care să accepte, să mai accepte și o intervenție legată de primul 11 sau de vreo schimbare. Nu, la Ganea nu cred că... Care a fost cel mai greu de înduplecat antrenor pe care l-ați avut dumneavoastră? Ce înseamnă înduplecat? Adică să nu asculte ce îi spuneți. Da, legat de echipă? Da.
niciodată nu mi-am permis să leg, să am un cuvânt de spus, să impun antrenorului. Nu, ceva. Nu. Știu povești cu dumneavoastră, domnul Dinu, că aveți un stil elegant, nu spuneați trebuie să joace ceva. Spuneați mai gândește-te un pic, poate ai variante mai bune. Nu, asta, mai gândește un pic, nu înseamnă că spuneam un nume. Dacă antrenorul mă întreba, aici am de ales între ăsta și ăsta. Și luam o coală vă zic direct. Luăm o coală de hârtie. Cu Șumudică aveați cele mai multe discuții când era la Rapid, știu, pe tema. Cu Șumudică aveam discuții pe tema asta, pentru că Șumudică, Dragomir a spus că Iosif e al doilea Șumudică. Da. Șumudică era, la un moment dat, al doilea Rednic. Adică noi vorbeam ceva în birou sau nu știu ce și erau dispute pe anumite posturi în echipă. Era o dispută Coman Bornescu. Da. Era o dispută la început, până am înțeles, Grigore Lazar, până am înțeles toată povestea asta. Da. Mă rog, am puțin Bozovici cu Ezechias, dar Bozo a înțeles că el e titularul și Ezechias juca când urca el mai sus, dacă nu putea juca Bozovici. Da. Deci e lucrurile foarte clare. Deci aici a fost și Șumudică, sigur, Șumudică avea Bornescu care avea susținerea suporterilor. Cu Corsican, da. Nu, s-a suport, nu știu dacă el în primul, da? Și el trebuia să țină seamă și de cuvântul suporterilor în anumite momente. Apoi avea la Lazar cu Grigore, nu știu ce încerca el să rezolve acolo și îi plimba când pe unul, când pe altul. Și când nu-i cumva ceva, mi-a spus Dinu. Și odată s-a întâmplat povestea asta și am făcut o discuție cu toată lumea, adică cele doi jucători și Mudică și cu mine și le-am spus. Eu niciodată n-am să spun să joci tu sau tu. Și Mudică alege, că dacă după joc se întâmplă... A, și i-a spus față în față și a spus, dacă după joc, că nu i-am impus. Dacă după joc se întâmplă ceva rău... Și întotdeauna și Mudică toate deciziile care le-a luat le-am respectat, l-am ajutat totdeauna, când l-a scos pe Marius Constantin în lot. Am fost total lângă el. Atunci a fost incredibil, pentru că eu mă așteptam să plece și Mudică. Atunci eu am greșit. Era un jucător foarte important. Atunci eu am greșit, pentru că eu am organizat acel turneu de pregătire, era echipa națională. Da, și am zis, eram într-un moment nu prea bun la echipă, nu legam victorii una după alta și am zis, hai să mergem acolo, era liniște, nu era perioada de vacanță, condiții foarte bune, am și un joc, să jucăm și în amical. Bine, de unde să știți dumneavoastră că nu o să-ți țină și Mudică gura și legat de nevasta unui fotbalist? Că asta a fost problema. Da, spuneți-mi când ați auzit prima oară de acel incident, cum ați reacționat? Pentru că mă gândesc că atunci am auzit. V-a căzut cerul în cap. Nu s-a oprit autocarul și am auzit. Era un autocar încă. Eu cred că acolo a greșit Lazar. Costin Lazar. Da, el trebuia în momentul când a aflat, chiar și soției lui să-i spună rămâne o chestie între noi, nu trebuie făcută, că în momentul când faci chestia asta, e clar că va fi publică. Scandal. Va fi publică povestea. Și atunci, cu ce ajuți tu echipa? Da. Vezi? Dar dumneavoastră cum ați luat decizia să renunțați la Marius Constantin? Că mă gândesc că nu v-a fost ușor. În momentul ăla Marius mai avea și alte probleme. Mai avea, avea niște escapade. Disciplina lui era îndoielnic așa. Adică ați mai închis ochii de câteva ori până la acel incident? Am mai închis ochii de multe ori, știi? Și el a intrat cu Șumudică într-un conflict direct de la început, să zic așa. Era un grup de jucători acolo, și portughezi și români, care nu prea le-a convenit la un moment dat că a venit Șumudică, care a încercat să impună un stil mai, știu, mai autoritar așa și ei cam făceau ce voiau acolo. Am înțeles. Și aici erau, și era Marius, era... În spate așa mai puțin. Era Sesinia, erau câțiva jucători care n-au marșat la... Și Bozo puțin, dar... Nu au fost compatibili, să spunem așa, da, cu da, Șumudică. Sigur. Șumudică a venit hotărât să ia campionatul și în momentul ăla, la Rapid era așa, un dolce farniente. Era terminat pe locul 2, 3, 4, bătea, câștiga cu Steaua 5-1, toată lumea era fericită, nu mai se întâmpla nimic după aia. Deci, cam asta a fost povestea. Dar, de asta, sunt antrenori care... Sigur, licența asta e importantă, că de ce am plecat. Eu zic că e un document important care trebuie să-l ai în, și în CV-ul tău, să-l arăți lumii. Și... De ce a fost inventată această licență pro? Tocmai pentru instruirea lor. Văd că acum Federația a făcut o acțiune acum de înființare a unei academii. Da? Văd că toată lumea o laudă. Înseamnă că lucrurile astea trebuie de-a respectate. Trebuie să ai și o expertiză, scolastică, că ai făcut ceva. Așa să fii doar autodidact, să încerci să pornești pe un drum...